Iadul este un alt concept central în cultura noastră occidentală și nu doar în cea religioasă. Și probabil ne-l imaginam ca un loc plin de flacăre cu țipete, diavolii care ne chinuie, etc. Dar dincolo de figura mitologică, te-ai gândit vreodată la ce ar putea să fie iadul pentru tine? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Uneori chiar avem impresia că viața noastră este un iad complet și hai să încercăm să ne lămurim. Datorită probabil la comedia lui Dante Alighieri sau la niște povești din copilărie, noi ne imaginam iadul ca tocmai acest loc plin de flacăre, plin de țipete, cu niște diavoli cu coarna, etc. Dar dincolo de asta, iadul probabil este ceva diferit pentru fiecare dintre noi, pentru că aia este mitologia. Eu m-am gândit de multe ori, dacă există într-adevăr un iad sau dacă este doar o metaforă pentru a spune că acțiunile au consecințe, și asta e părerea mea. Eu cred, cum spunea Ralph Waldo Emerson, că nu e nevoie de un iad, pentru că deja suntem pedepsiți în viața noastră pentru păcatele noastre, adică niște chestii au un efect mult mai rapid, nu e nevoie să așteptăm o presupusă viața după moarte. Și oricum conceptul de pedapsa eterna este oricum ceva într-adevăr cu care teologii s-au luptat mereu. În fine, aici intrăm în discuții mai adânci, nu e cazul să le luăm. Mai concret, eu m-am gândit ce ar putea să fie într-adevăr iadul. Eu ieri am vorbit despre diavolul ca o figură metaforică pentru a înțelege partea noastră care neagă, nu partea noastră negativă în sens zero, partea noastră care neagă, adică avem oportunități, avem un potențial, avem un talent e partea asta, acest diavolul ne opune sau negăm, să nu o folosim. Deci eu m-am gândit că dacă există un iad, este momentul în care, poate după moarte, poate în apropiere morții, momentul în care noi ne vom da seama de cât de oportunități, cât de talente, cât de posibilități aveam la dispoziție în viața noastră și pe care le avem și nu le am folosit. Și cred că această diferență printre potențialul și faptul că nu l-am manifestat, nu l-am folosit, mi se pare un spațiu al regretului de care, într-adevăr, nu mai avem cum să scăpăm. E clar că aici intrăm într-un spațiu foarte delicat, foarte alunecos. Unii cred în reîncarnare, unii sunt atei, cred că nu mai este nimic, unii chiar cred într-un iad cu flacări și diavoli, dar rămâne faptul că noi avem viața asta în care fiecare moment este un spațiu de potențialitate infinită. Aici și acum 2-3 zile am vorbit de puterea prezentului, pentru că aici și acum este momentul în care se focusează toată puterea noastră. Adică orice putem face, putem face aici și acum. Și avem un spațiu de alegere infinit. Și noi, de fapt, ne limitam mereu la aceeași și aceeași 2-3 alegeri banale, repetitive și stăm în spațiul nostru micuț și nu vedem potențialul imens pe care îl avem la dispoziție. Suntem ca oamenii care au milioane de euro
în casă ascunși și trăiesc doar cu bănuții în buzunar. Suntem ca cineva care cântă la pian și folosește doar trei clape. Adică și nu vede spațiul imens de dispoziție. E bine, dacă eu și te sugerez să te gândești la aceste aspecte, în momentul în care îți vei da seama că ai trăit o viață extrem de limitată, blocată pe frici, nu ai exploatat potențialul tău și te vei da seama ce viață minunată ai fi avut dacă ai fi avut curajul de a ieși din această zonă de confort care ne limitează mereu, crede că asta este cel mai puțin un aspect al iadului. Deci, cât de ori asculți pe diavolul care te spune nu, cât de ori spui nu la oportunități, nu la viața, nu la creștere, gândește-te. O zi bună în continuare.